100 încât e greu de prins prin țară, pentru că au multe invitații în străinătate, așa că noi i-am rezervat cu câteva luni înainte, ca să fim siguri că vin. Și anume este vorba de formația Enzian Reșița, de data asta, și despre ei pot spune foarte, foarte multe. Da, pe scurt, s-a înființat în 1929 sub patronajul Forumului Democrat la Germania, din județul Caraș-Severin, cu tineri de la liceul Diaconovici Tiț. Inițial, coreografia s-a asigurat de Elisabeth Bell, apoi de Nicu Nedeu și Carol Șmindică, între anii 2005-2007. Ulterior, au avut prima apariție în public la Parada Portului Popular German, ediția 6-a, în iunie 99, după care și-au ales numele Enzian, Enzian, deoarece floarea aceasta se regăsește atât pe plaiurile noastre, cât și landul Steiermark, Stiria din Austria, locul de proveniență a majorității etnicilor germani din zona Banatului Montan. De atunci până în prezent, formația de dansuri populare germane Enzian a participat la toate manifestările culturale ale municipiului Reșița și ale localităților vecinate, dar cu numeroase și numeroase turnee în țară și în străinătate și cu numeroase premii câștigate. Sigur, este o listă întreagă de localități unde au participat, dar în afara granițelor, în Austria, Germania, Ungaria, Italia, Serbia și Slovenia. La momentul actual, formația este condusă și este asigurată de familia Mariane și Nelu Florea, începând în anul 2007. Deci, dansuri populare, germane, autentice din Banatul Montan cu Enzian Reșița. Thank you.
Thank you.